jos și te rog să-mi spui cum ai ajuns la Caia Canoe. La Caia Canoe am ajuns din curiozitate. Făcea o vecină de-a mea acest sport. Eu nu știam cu ce să mănânc, cum se practică. Și din dorința de a afla, m-am înscris și eu la clubul CSM Danubiu Tulcea, unde am fost respins în prima fază, pentru că nu aveam înălțimea necesară pentru a practica acest sport. Dar dorința mea și a mamei mele mi-au plătit primele săptămâni de cantonament la club și antrenorii au văzut ceva în mine și de acolo au început ei să investească bani în mine. Și... Ce sentiment a încercat după acel prim test pe care l-ai picat? Când am fost respins, m-a ambiționat mult mai tare să le demonstrez antrenorilor că sunt capabil să fac acest sport și dorința mea de învingător. Cum au fost primii ani în acest sport? E un sport dur? E un sport foarte dur, e un sport complex, trebuie să le faci pe toate, alergare, forță, rezistență. La clubul Danubiu Tulcea am avut condiții nu prea bune, nici hrana nu era îndeajuns. Ca la club, vă dați seama, 7-8 în cameră. Dar acum mi-aduc aminte cu bucurie de acele clipe frumoase, pentru că eram un grup foarte unit și sufeream toți. Și cu toate astea, ce te-a motivat să mergi mai departe în acest sport? Că sunt mulți copii care prima dată, cum dau de greu, renunță, se mută la sport sau, și mai tragic, rămân acasă și preferă să-și petreacă timpul liber într-un alt mod. Da, noi când am venit când s-a făcut acea grupă în vară la CSM Danubiu Tulcea, am fost un grup de 20 de persoane, undeva la vreo 12 băieți și restul fete. Din acel grup am rămas doar eu singurul, pentru că mulți dintre colegii mei de atunci au preferat să stea acasă, să joace pe calculator, să mănânce cartofi prăjiți, adică nu le plăceau acea concurență și nu aveau acea ambiție pentru a face sport. Care este partea cea mai dificilă la un antrenament în acest sport? Când încercăm să corectăm tehnica, să ne facem o tehnică foarte bună, unde stăm încordați, ne doare foarte tare spatele, brațele, pentru că facem o mișcare care nu am făcut-o până acum și asta pe mine mă termină cel mai tare. Care parte a corpului te doare cel mai tare după un antrenament? Mâna stângă mă doare pentru că cu ea trag, de ea mă folosesc pentru antrenament. Cum a fost sau ce sentimente ai încercat după ce ai făcut primele bătături în palmă? Primele bătături în palmă, sincer, le-am făcut la lotul național. Până atunci nu știam ce înseamnă aia durere și de aici începe adevărata performanță. Până atunci la club doar era o simplă joacă, dar când am ajuns la lotul național, acolo a început cu adevărat cariera mea sportivă. Cum a fost anul 2018 pentru tine? Parțial bun. Am avut un start foarte bun la campionatele europene, am făcut o figură frumoasă, am luat o medalie de aur în probă neolimpică, una de argint pe probă olimpică. Asta a fost să fie, atâta am avut noi rezervat pe 2018. La campionatele mondiale nu am fost în cea mai bună formă a noastră și s-a văzut. Care este cea mai mare bucurie pe care ai avut-o până acum în cariera ta de sportiv? Bucuriile vin la fiecare medalie pe care o obțin. Sunt acele 5 minute în care stai pe podium și toată lumea te privește și cel mai frumos când cântă imnul României. În rest, bucurii nu prea avem, pentru că stăm în cantonament și aici nu prea avem timp de bucurii, mai mult muncă și durere și chin. Cât timp stați în cantonament într-un an? Într-un an de zile stăm 10 luni în cantonament și o lună de zile avem vacanța mare, îi spunem noi, cea de după competiții. E o perioadă lungă? Ți se pare mult? Ți se pare puțin? E o perioadă pe care ți-o asumi pentru că te gândești la o medalie olimpică? Da, vă dați seama că e dureros să stai departe de familie, de prieteni, te uiți pe rețele de socializare și vezi cum toată lumea se distrează vara, se duce la piscină, se plimbă cu barca sau fac fel și fel de distracții. Dar
tu stai și te gândești și meditezi un pic și te întrebi de ce sunt eu aici, ce fac eu aici și pentru ce, de ce mă chinui eu atât de mult. Și atunci îți vine în gând singura dorință pe care o are fiecare sportiv de a lua medalia olimpică sau măcar primele trei. La începutul carierei ai fost considerat nou Ivan Pațaică. Te-a influențat într-un fel sau altul această comparație? Nu m-a influențat și sincer nu pot fi comparat cu domnul Ivan Pațaichin, pentru că dânsul a făcut mult mai multe rezultate și nu, a fost o chestie, am venit de la junior cu foarte multe medalii, am fost o speranță și sunt o speranță încă în acest sport. Sunt considerat un băiat foarte talentat, dar nu pot să mă compar eu cu domnul Ivan. Domnul Ivan a avut foarte multe rezultate notabile și e mult de muncă, cum s-ar spune, să-l ajung pe domnul Ivan Pațaichin. Dânsul vine din când în când pe la voi? Vă mai dă sfaturi? Nu, eu de când sunt aici, de când sunt aici de 5 ani, nu l-am văzut niciodată pe dânsul. Bănuiesc că are alte proiecte, alte treburi și nu poate să ajungă pe la noi. Știu că tatăl tău a fost pescar. Tu cât de des mergi la pescuit? Și este, ăsta e jobul lui, din asta am trăit și încă trăiesc părinții mei. Eu nu prea mai ajung la pescuit, chiar îmi doresc foarte mult. Am fost, acum când am fost în vacanța de vară, pe săptămână, nu știu, cred că mergeam de vreo 3 ore la pescuit. Îmi place, adică asta, pescuit face parte din mine. Eu cu asta am crescut, cu asta am trăit cât am putut, cât am fost la Tulcea. Dar de când am ajuns aici, nu prea îmi permite timpul să ajung acasă, să mă duc cu tata la pescuit cum făceam înainte, să trag la rame, să fie cum era odată. Cea mai mare captura ta? Cea mai mare captura mea? Păi nu știu, bănuiesc. Adevărat, era o poveste pescărească, da, să ne spui acum. Nu știu, a fost o, știu că, de 3 kg la lansetă, chiar în vara asta. Ce alte pasiuni ai? Ai timp să faci altceva în afară de pescuit? Când am timp aici, tot timpul, când îmi permite timpul, trag câte o fugă la munte, pentru că mă încarcă foarte tare. Îmi place foarte mult peisajul de acolo și simt că fac și o parte din acel peisaj. Pentru că la mare nu pot să mă duc, că sunt la 45 de minute distanță de Marea Neagră, adică de acasă. Ce îți propui pentru 2019? Ce-mi propun? Calificarea la Olimpiadă, e normal. Dacă ăsta e visul meu măreț, de a ajunge la Olimpiadă și de a lua o medalie acolo, îmi doresc să mă calific la Olimpiadă și să vedem mai departe, în 2020, că mai avem un campionat european și după aia Jocurile Olimpice.